Ex-senatorul social-democrat Ioan Chelaru, cel care a dedicat 12 ani din viața sa politicii la vârf, își explică decizia irevocabilă de a părăsi acest front de bătălii cumplite pentru putere, în care mijloacele folosite nu sunt întotdeauna cele mai oneste sau elegante. Politica este totuși locul în care se iau deciziile majore cu privire la soarta națiunii, motiv pentru care ar trebui să fie făcută de profesioniști, lucru care nu se întâmplă încă în România. Am dedicat politicii o mare parte din viața mea, cariere parlamentare de 12 ani, care nu sunt puțini. N-am plecat niciodată în avocatură, așa cum bine știți. E adevărat, am considerat că nu e normal și ar crea o presiune artificială prezența mea în fața instanțelor de judecată în calitate de avocat în timp ce eram vicepreședintele Senatului. De aceea, decizia de a face un pas înapoi s-a datorat multor factori, printre ei numărându-se și ideea și dorința mea de a reveni în avocatură și de a face efectiv avocatură la bar. A fost prima, cred că este și ultima mea dragoste din acest punct de vedere și am revenit cu bucuria a găsi echipe tinere de avocați, mulți dintre ei le-am fost profesor, unora chiar au dat examene cu mine pentru intrare în avocatură, tineri bine pregătiți, în căutare, sigur, munca de avocat e o muncă specială, mereu caut soluții, mereu caut spețe, mereu încerc să vii cu altceva decât există în practică. Politica, în opinia ex-senatorului Ioan Chelaru, trebuie făcută cu profesionalism de un corp de elită. Din păcate, realitatea spectrului politic actual este cu totul alta, politica neavând limite morale. Politica, doamna profesoară, nu este un lucru facil. Lumea nu privește așa. Lumea privește, se pare că așa, politica intră oameni în politică, fac, iau decizii, intră administrații. La politică așa. Se pe toată lumea. Politica, dacă o faci serios, și ea trebuie făcută foarte serios și trebuie făcută de profesioniști, nu e un lucru deloc ușor. Nu e politica pe care o vedem, o văd oamenii la televizor, o ascultă în presă, o așa mai departe. Nu. Politica este locul unde bătălie cumplită pentru putere. Asta înseamnă până la urmă politică, de asta se intră în politică. Cu lovituri mai mult sau mai puțin. Care nu are uneori limite, inclusiv morale. Și politica este locul unde se iau decizii cu consecințe majore în viitor, uneori și în trecut, asupra semenilor tăi. Prezența în politica unor oameni de calitate, ca și aceea infiltrării în politica unor oameni cu caractere deplorabile, incapabili să ia decizii politice folositoare oamenilor, sunt argumentele care l-au determinat pe Ioan Chelaru să părăsească Parlamentul după 12 ani. Am cunoscut în acești ani de politică lucruri foarte buni, oameni foarte buni, foarte frumoși, de mare valoare. Am cunoscut și caractere deplorabile, oameni fără cuvânt, fără caracter, fără pregătire. Dumnezeu mi-a dat, știu poate acest noroc, să zicem, să trăiesc în acești ani într-un mediu unde se iau decizii, unde există o efervescență de idei, de decizii, uneori creatoare, alteori, să nu zic defăimătoare, dar devastatoare. Și cred că toată această experiență mi-a folosit și într-o întregire a personalității. Avocatul Ioan Chelaru are, așa cum o recunosc atât prietenii cât și inamicii săi politici, un CV impresionant, atât în zona politicii cât și în cea academică. Mai întâi vicepreședinte al Senatului în mai multe perioade ale ciclului electoral, membru al biroului permanent al Senatului, chestor al Senatului, membru în Comisia Juridică și vicepreședinte al Comisiei de Revizuire a Constituției. Ioan Chelaru are cu adevărat conștiința datoriei împlinite atât în politică cât și în plan profesional. Decan al Baroului Neamț, membru titular al Academiei de Științe Juridice, președinte din decembrie 2015 al acestui for, Ioan Chelaru are și o serie întreagă de cărți publicate de referință în domeniul juridic, cele mai cunoscute fiind Căsătoria și Divorțul, Dreptul Internațional Privat, Străinii din România, Regim Juridic, coautor la această carte fiind chiar fiica sa Luiza, notar în București.